problema 7 de la 137. Este cealaltă problemă. Da? Care o X, o Y și o Z sunt trei semidrepte cu originea comună. Așa. Dacă A și B aparțin lui OZ, C și D aparțin lui OY, E și F aparțin lui OX. Deci să luăm și noi trei semidrepte. O, X, Y și Z. Dacă A și B aparțin lui OZ. A și B? A. Da, și B aparțin lui OZ, domnul profesor. Lui OZ. Lui OZ, da? Mm-hmm. A și B. Da. Sunt în nume egale. Deci observați cum feresc tot tipul. Adică O, A sunt fi cât AB. Corect. A. Și le-ați luat B acolo. Bun. Dacă C și D aparțin lui OY. C și D. C și D. D. Lui OY. E și da. F lui OX. E și F. E și F lui OX. Astfel încât AC să fie paralelă cu BD. A, AC să fie paralelă cu BD. Paralelă cu BD. Aproximativ, hai să zicem prea mult. Cu BD. Da. Și ce e? Să fie paralelă. Și ce e? Să fie paralelă cu D, F. Cu D, F. Deci pe F să le-au mai încoace. Stabiliți dacă A e este paralelă cu B, F. Așa, să vedem dacă și A e. A e paralelă cu B, F. Și întrebarea este, știind că asta e paralelă cu asta, albastru cu albastru. Asta de aici cu asta de aici. Să vedem dacă și e A paralel cu F. B. Nu? E clar. Asta ar fi întrebarea. În ipoteză. Avem o X, o Y, o Z. Da. Deci o X, o Y și o Z. Semidrept. Uite, așa le punem. Adică din nou pleacă toate cele da. Trei. A, B și aparține lui OZ. A și B aparține lui OZ. C și D lui OY. Aparțin lui OY. Iar E și F aparțin lui OX. Să arătăm în concluzie că este paralelă cu B, F. A e paralelă. A, dar nu oricum astea aparțin, domn profesor. Da, 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 da. Nu ne-am luat la întâmplare. Da, nu oricum. Astfel încât da. AC paralelă cu BD. Paralelă cu BD. Și C e paralelă cu D, F. Acum e limpede. Trebuie să arătăm că e A în concluzie. E A paralelă cu F, B, să arătăm că e A paralelă cu F, B. Ca să fie E, A paralelă cu F, B, ar trebui să avem O, E supra E, X. Deci, te-am pus și de concluzie, vezi? Da. Uitați-vă, ce șanse am să arăt paralelismul, da? Mm-hmm. Deci, E... E, O supra F, E A, spunem, E A paralelă cu F, B. Da. Dacă și mai dacă A, de când ar fi? Te rog pe tine, Adi, să spui. Când e A ar fi paralelă cu F, B? O, să zicem, O E. O E. Supra. O E supra O A. O E supra E, E.
Asta ți fi pare. Da, talis, nu? O, e supra e, e F egal cu O, A supra O, O, B. O, A supra A. A, B sau O. Da? O, dacă ai zis O, E supra O, E egal cu O, A supra O, B. Dar, da, practic, în triunghiul F, O, B, ai zis O, E supra E, F egal cu O, A supra A, B. Deci, O, E supra E, F egal cu O, A supra A, B. Deci, O, E supra E, F egal cu O, A supra A, B. Asta ar trebui să arăți. Da. Avem că C, A paralel cu D, B, într-un știm, kilo de B. Știm. Știm. Într-un kilo de B. Într-un kilo de B. Da, știm că în triunghiul O, D, B. Avem ce A paralel cu D, B. Ce A paralel cu D, B. Rezultă din teorema lui Thales. Că O, C supra C, D. O, C supra C, D. C, D. Egal cu O, A supra A, B. Între unghiul F, O, D. Între unghiul F, O, D. Avem E, C paralel cu F, D. Între unghiul F, O, D. Avem E, C paralel cu F, D. E, C paralel cu F, D. Paralel cu F, D. Și, și atunci, conform Adi, conform Adi, teorema lui Thales rezultă că O e supra E, F egal cu O, C supra O, E supra, ai zis bine, supra E, F. Da. E, O, E supra E, F. Egal cu? Egal cu cine? O, C supra C, D. O, C supra C, D. O, C supra C, D. Și avem, uite, Adi, îl subliniem pe O, C supra C, D. Prezent aici. Și prezent și aici. Le scriem unele sub altele. Da, dar sau din cele să notăm din 1 și 2 și atunci rezultă că O, A supra B egal cu O, E supra este comun ăsta, da? Da. Deci rezultă că O, A supra A, B egal cu O, E supra E, E. Ceea ce trebuia să demonstrăm. Da. Și din asta rezultă paralelismul E, A paralelă cu paralelă cu cine cu F, B. Și terminat problema. Da? Deci, iată că am făcut și această problemă. N-a fost loc grea, haideți să recunoaștem. S-a bazat pe teorema lui Thales, directă și reciprocă. Și foarte simplă. A intrat segmentul ăsta OC supra CD comun și colo și colo și am rezolvat repede problema. Să vedem altă problemă. Da, 10 de la 137. De la 137. Deci 10 de la 137, care ABC de un patrazer convex, AB 18 cm, AC 24 de cm. Deci, în ipoteză, avem că ABCD, patrazer convex, ABCD convex. AB 18. AC 24 de centimetri. E aparține lui BC. Segment. E aparține lui BC. BC, segment cu paranteze rotunde. Așa, adică în interior. În interior. Astfel încât, astfel încât AE este bisectoarea unghiului BAC. Așa încât AE bisectoarea unghiului BAC. Dacă F aparține lui DC tot pe interior, astfel încât dacă F aparține lui DC, DC astfel încât de 7 ori DC să fie egal de 3 ori CD, așa încât de 7 ori DC egal de 3 ori CD, să arătăm în concluzie că EF
paralelă cu B, de asta. Yes, B. Paralelă cu B, de asta. Yes, paralelă cu B, de asta. Teorema fizicului. Teorema fizicului, vedeți? Sigur, așteptăm să-i teorema fizicului. Să demonstrăm că F paralel cu B, de. Da. Deci, de seama, revedem 4 la de-a convex. Deci un patru adel cu un text. A, B, C, R. A, B, de 18. A, C, 24. A, C, de 24. E pe BC, e pe BC, în oricum, așa încât A e bisectoarea lui BAC, BAC. Aduc mai degrabă bisectoarea. Corect. Care, pe care o prelungesc și găsesc unde locul de taie bisectoarea. Deci taie în punctul E. Da? A e bisectoarea. Dar D, C și C, D nu e aceeași chestie? Care? D, C și C, D. Dacă F aparține lui D, C acolo. Dacă F aparține lui D, C, păi este aceeași. Luăm segmentul ăla în 7. F, F, D, C, cum, de 7 ori D, C? De 7 ori D, egal de 3 ori C, D. De 3 ori C, D. Deci de 7 ori D, C, egal de 3 ori C, D. E o greșeală. Cred că e o greșeală, domnule. Deci F e pe DC. F este pe DC, așa încât nu este la întâmplare punctul F, de 7 ori DF egal cu de 3 ori FC. 7 egal cu FC. Eu aș spune, așa cum spune, de 7 ori DF. F. Egal cu de 3 ori FC. De 3 ori FC. FC. Adică... De 7 ori FD, domn profesor. De 7 ori FD. Așa. FD egal de 3 ori CD. De 3 ori? CD. CD. Da. CD. Păi CD nu tot nu-i bine. Ba da. Adică FD supra CD e egal cu 3 pe 7. Păi da, DF supra F. FD supra CD, zice. CD nu-i bine. Nu-i bine? Egal cu 3 pe 7. Păi înțeles că FD-i pe DC, așa încât să-l împartă în raportul acela de 7 pe 3. 7, 3 pe 7. 7 așa. Pe 7. Hai să zicem noi. Deci ca și cum ar fi în 10 împărțit, hai zicem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, așa, și luăm 3 de 7 de acestea și 3 dincolo, nu? Ca să fie raportul, cum să fie, de 7, supra 3 egal cu 7 supra 3 era egal cu CF supra DF. CF. Puneți-l pe F, domnule. CF supra DF. Nu, puneți pe figură. Să-l pun acum pe figură, dar să vedem exact cum vine. 10, adică dacă adun numărător la numitor, 7,
supra 3. Deci F-ul, 7 segmente și ăsta să fie 3. Așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pe aici puneva 7. F-ul. Și ăsta la altul 3. Așa. Deci, F este așa fel, încât F, D, supra F, C, e egal cu 7 pe 3. Bun, și ce se duce mă bisecare? Să se arate că e F cât B, D. E F paralel cu B, D. E F, uite așa, cu B, D. E, tocmai că nu-i. Dar dacă ar fi fost invers, 3 aici și 7 sus, ar fi fost treaba bună. Uite că merge atunci. Da, așa este raportul. Deci, să fi fost raportul DF. De 7 ori FD-ul ăla mic, e de 3 ori CD-ul. CD-ul mare. Deci, de 7 ori cel mic, DF-ul ăla, e de 3 ori CD-ul mare. Aici trebuie să fie F-ul, da? Deci de 7 ori D-F-ul... D-F-ul ăla mic, da? E de 3 ori CD-ul mare. Adică F-D supra CD e 3 pe 7. F-D supra CD. F-D... Da, ăla mic. Supra CD cel mare. Adică partea asta supra toată da, partea asta. Da. Deci F, D, supra, D, C, da. Egal cu 3 pe 7. Egal, hai să ne ducem noi. Egal cu... egal cu B, E, B, E, B, E supra tot B, C. Supra B, C, da. B, C. Și tu spui, fii 7 pe... Aici adică 3 pe 7. Pentru că zice că F, D, supra, C, D, minus F, D. Da. Da, tot să vedem. Egal cu... Dar asta este ideea. Nu știu dacă e bun raportul ăsta. Deocamdată am văzut confuzia de aici. O să o aflăm. Da. Deci așa asta nu prea îmi place mie, că da. Nu... A fost dată greșit, de F, da. D, C, de nu știu câte ori. Da. Este F într-o poziție încât să fie paralel cu B, D. Noi trebuie să arătăm așa. Uite, asta trebuie să arătăm, nu? E F cu B, D. Hai să zicem așa. Din ce știm, vom spune așa, că BD paralelă, BD, e paralelă cu EF, conform teoremei tale, dacă și mai dacă. B, DF supra FC, da. Egal cu B, E supra EC. Corect. Sau BF supra tot BC, egal cu B, E supra toată BC. Corect. Că se raporte de... Corect. Da. Dar noi o folosim așa. B, D supra DF. Da. DF. Vreți să conectăm problema? Da, da, da. Da. DF supra... DF supra FC. FC. Supra FC. Egală cu... BE. Supra EC. Dar P e supra E, că fiindcă A, E este bisectoare, cum A e bisectoare, cum A e bisectoare, rezultă că B e supra E, că B e supra E, că egal cu A, B, A, B supra A, C. Și egal AB cât e de 18, supra AC este de 24, 18 supra 24, care se simplifică prin cât? Prin 6. Da, și de 3 pe 4. Și egal cu 3 pe 4. Deci avem că BE, BE supra EC, BE
supra e că egal cu 3 pe 4. Dar b e supra e că egal și cu d f supra f că. Deci b e supra de resurs, să spunem, b e, știm asta. Din paralelismul pe care trebuie să arătăm, b e supra e că este egal cu d f supra f că. Și egal cu 3 pe 4. Că b e supra e că face 3 pe 4, nu? Și deci rezultă din cele două, hai să spun așa, rezultă din cele două că d f supra f că este egal cu 3 pe 4. Trebuie să mai arătăm asta, nu? Asta trebuie să o dea autorul. Exact. Trebuia să o dea pe asta. Aha. Și acum noi n-am avut-o. Nu dat-o pe aia, o dat pe aia cu 7. O dat acolo. Și acum noi știm că putem să avem numitorii la numărători. Exact. Facem derivate. Deci facem derivate. Deci acum zicem df df supra df plus fc df plus fc egal cu 3 supra 3 plus 4. Că știm chestia asta. Și atunci vine df totul supra df plus plus df plus f că cine de? Fd. Fd. Da? Fd egal cu 3 pe 7. Fd egal cu 3 pe 7. Adică de 7 ori fd egal cu de 3 ori cd. De 7 ori df. Da. Egal cu de 3 ori cd. Asta trebuie să dea. De 7 ori df. Df, da. Și aia egal cu de 3 ori cd. Cd. Și gata, e problema. Da. Acum mergem totul înapoi. Exact. De aici am ajuns la majorizat-o așa și de acolo totul este înapoi și este adevărat în paralelismul acela de care vorbim. Da. Acolo era greșit. Da? Deci nu am... Df, df. Df, df. Deci de 7 ori df este de 3 ori cd. Cd. Și asta asigură paralelismul. Da. Cum redactăm acum? Păi este exact asta. Având-o pe așa ceva... Tot plecăm de la Grundiu și teorema bisectoare. O scrie pe 7 ori df, egal cu 3 cd. Așa. Ca fiind df. Hai să scriem. Mersul înapoi. Deci știm că 7 df egal cu 3 cd. 7 df egal cu 3 cd. 3 cd. Ceea ce ar însemna raportul următor. Cât, deci demonstrația de aici pleacă, de la cea care dă autorul, da? Corect. Da, corect. Și acum scriem df supra cât, nu? Da, supra cât egal cu 3 pe 7. Egal cu cât? Cu 3 pe 7. Că de 3 ori cât e de 7 ori fd. Exact. Da. Și acum scădem din numitori numărători, că sunt proporții derivate. Corect. Și vom avea df supra cd minus df egal cu 3 supra 7 minus 3. Corect. Ceea ce mă duce la echivalent cu... Df supra f că asta e cd minus d. Da? Df supra... Df supra c, tot cd-ul minus df este f că, nu? Supra f că... E 3 pe 4. 3 pe 4. Ei, deci noi avem așa că df supra fc egal cu 3 pe 4. Stop. Pe de altă parte, cum a e bisectoare, da. Cum a e bisectoarea lui Bach, bis a lui Bach, rezultă b a p că b e supra e că b e supra e, b e supra e că egal cu ab egal cu ab supra a c. Și egal cu? Dar noi știm că AB e 18. Egal cu 18 supra 24. Și egal cu 3 pe 4. Și egal cu 3 pe 4. Fiindcă mă duce spre același raport, 3 pe 4, 3 pe 4, înseamnă că de aici, că DF supra FC, DF supra FC este egal cu BE supra EC. Corect. BE supra EC. De aici rezultă.
Deci fiindcă avem D, F supra F, C egal cu B, E supra E, C, rezultă că E, F paralel cu B, D. Cu B, D, corect. Ei dacă au înțeles. Nu am înțeles. B, E, B, F paralelă. E, F. E, F. E, F cu B, D. E, F. Cu B, D. Cu B, D. Vrem încă o dată. Atâta. Asta e demonstrația. Da. Ce am făcut noi acolo a fost munca pentru a descoperi relația. Greșeală. Deși am făcut, da. Da. Și eu dacă greșit, da? Da, acolo greșit puțin, dar... Iertă. Noi am muncit un pic, am descoperit. Reluăm. Deci știm că... Relația e dată de autor. Da. O aranjăm D, F supra C, D. Egal cu 3 pe 7. Că dacă fac de 7 ori mezuri cu extremii, da, este relația de mai sus așezat. Da. Din numitori scădem numărătorii și îți vine DF las supranul, CD minus DF egal cu... O scăzut din numitori numărătorii. Da. Deci din numitori am scăzut numărătorii. Da. Egal cu 7 minus 3. Adică 4, 3 pe 4 medalia. Dar cine este CD? Uitați-vă și voi. CD minus... FD. 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 E FD. Deci tot CD... Latura mare, să dăm latura mică. Să dăm pe DF, rămâne FC. Și acum zic, DF supra FC, egal cu 3 pe 4 și așa îngheață. Mă duc la bisectoare. A e bisectoarea lui Bac. A e bisectoarea lui Bac. Păi împarte în segmente, astea două, V, E supra E, C, proporțional calculatorului. Da. A, B și plus și A, C. De ce spun V, E supra E, C? V, E supra E, C egal cu A, B supra C și egal cu 18 pe 24, faci tot 3 pe 4. Și fiindcă și unul și altul pe 3 pe 4, înseamnă că D, F supra F, C este egal cu V, E supra E, C. Corect. Că și unul mi-a dat 3 pe 4 și celălalt tot 3 pe 4. Și acum dacă DF supra FC... Și dacă acum se întâmplă că DF supra FC e egal cu BE supra EC, dacă o dreaptă în triunghiul CBD împarte pe celelalte două BBC și DC în segmente, adică bucata asta pe asta egal cu asta pe asta, atunci o obligă pe asta conform reciprocității ca EF să fie paralel cu BD. De ce am spus? Din faptul că avem raportul, proporția aceea, rezultă că e F paralel cu BD conform reciproce, da? Da, da. Reciproca. Reciproca la teorema alta. Lui Thales. Și cu asta s-a terminat. Nu aveam asta și de ce am muncit un pic mai mult. Cât este ceasul? Nu știu, da. Dacă am ajuns la ora H. 28. Ieru n-are o problemă, o întrebare. Da. Cât este? Te mai iau 28. Până la ora 8. A, până la 8. Cât mai este? Cât e ceasul? E 8.30. E 8.30? Da. Adică oră jumate chem, între la 7, domn profesor. Da, e 8.30, deci a trecut ora. A trecut, am. A trecut jumătate de oră, e Andreea. Da. Andreea, da. Da. Respectăm. Spune-mi întrebarea. Da, ce întrebare aveai? La o problemă... Mai înțeles ceva? Nu că facem mâine. Da, nu că ca să nu ținem. Dacă nu avem... Da, ca să nu ținem pe Andreea. Și din prima zi să o ținem. Da. Așa e. Și nu știu, cât ora voastră, da? Hai, Adi, fă finalul. La revedere, vă mulțumesc! Da, nu uităm să facem și sinteza. Ah, sinteza, nici am făcut, domn profesor. Am făcut-o eu. Ați făcut-o? Da, da. Sinteza. Sinteza. Ore. Ce am vorbit? 4 la tere. 4 la tere concave. Convexe. 4 la tere. Drepte, paralele. Teorema lui Thales. Teorema lui Thales. 4 latere, concave, convexe. 2. Am vorbit de teorema. Teoremele Thales, bisectoare și reciproce. Teorema lui Thales, teorema bisectoare. Paralelism. Cu reciprocele, da? Da. Cu reciprocele. Paralelism. Lor. 3. Am vorbit de paralelism, nu? Da. Am vorbit despre segmente proporționale. Paralelism. Așa. Care sunt tehnici de paralelism? Am vorbit aici, da? Da. Și 4. Da, da.
ce am mai făcut noi aici? Mai... Cum? Tehnica aia, domn profesor, df pe cât minus df... Adică era proporții derivate, da? Da? De la proporții, am amintit cum se obțin proporții de, da. Proporții derivate. Da? Cam asta a fost lucruri importante. Și probleme diverse, da? Probleme în legătură cu partea aceasta. Azi. La revedere, vă mulțumim că l-ați înlăbuit pe profunan și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. Da, mă, să nu uită și noi din când în când, dar cum amintim. Da. Da? Am făcut-o. Și făcut-o. Bine, la revedere. La revedere.